Fă un zâmbet, draga mea! Niciodată nu ai galerba completă fără unul. Deci unde ți este personalul hotelului? Păi... Vei avea nevoie de mult mai mult. Și tu ce ai putea face, prietenul meu feminizat? Ha! Nu! Pierderea ta! Păi ar fi doar un lucru de făcut. Vă voi face câteva favoruri pentru început. Această fitică nedrăguță e Nifty! Bună, sunt Nifty! Încântată de cunoștință! A trecut mult timp de când nu ne-am mai făcut prieteni. De ce sunteți toate femei? E vreun bărbat aici? Scuze, pe nepoliticoasă. Oh, mamă, locul ăsta este murdar. Este nevoie de atingere feminină. Asta e ciudat, pentru că sunteți toate femei, fără supărare. Oh, doamne, asta este oribil. Nu! Nu! Ha, priviți și plângeți, băieți! Un ful! Iadule! Ce dracu e asta? Tu! Oh, husk, vechi prieten! Ce mai faci? Nu mă lua tu cu husk, nemernicule! Eram gata să câștig toată masa! Și eu sunt bucuros să te revăd! Ce dracu mai vrei de la mine de data asta? Prietene, fac puțină caritate și întrebi-mi minunatele tale servicii. Sper că vei accepta. Tu îți bagi joc de mine? Nu prea zice. Tu crezi că aș fi un mare idios să mă iei tu de oriunde ai fi? Tu crezi cumva că sunt un clown? Poate! Nu mă bagă nicio muncă de caritate. Ei bine, Husk, prietene, cred că ai fi persoana potrivită pentru a lucra la acest nou și minunat bar. Cu minunatul tău zâmbet și cu atâna ta energică, acest job este făcut pentru tine, dai prieten. Nu te preocupa, prietenul meu. Poți face lucrurile mult mai comode. Dacă dorești. Ce, crezi că mă poți cumpăra cu un bar și niște băutură ieftină? E bine, poți! Hei! Fără bar, fără alcool. Acesta trebuie să fie un loc pentru reabilitare. Nu amărâtă și urâtă crâșmă. Taci din gură! Mi-ai pus treaba asta! Hei! Du-te și boacți în deget în cur. Doar că te uiți la mine. Simte zisoie, bine ai venit la Happy Hotel. Vei vedea că vei iubi acest loc. Tot abilitatea de a iubi cu ani în urmă.